Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezență. Conform datelor centralizate la nivelul Centrului Național de Conducere Integrată al Ministerului Afacerilor Interne, până la această oră nu au fost înregistrate incidente grave care să afecteze procesul de vot. Conform datelor centralizate, au fost sesizate 16 posibile incidente electorale. 9 sunt confirmate, 4 sunt în curs de verificare și 3 nu s-au confirmat. De la începerea votării, 6 persoane au fost sancționate contravențional cu avertisment. De asemenea, polițiștii din Cluj-Napoca s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de nerespectare a regimului urnei de vot, după ce vicepreședintele Comisiei de Votare a unei secții, împreună cu un membru, s-a deplasat cu urna specială fără a fi însoțit de polițiști. O persoană și-a exprimat votul în aceste condiții. Angajații Ministerului Afacerilor Interne rămân mobilizați în continuare pentru a asigura desfășurarea în siguranță a alegerilor și pentru a verifica rapid orice tip de sesizare cu privire la încălcarea legii. Având în vedere solicitările în acest subiect, reiterăm că potrivit legii numărul 370 din 2004 pentru alegerea președintelui României, continuarea propagandei electorale după încheierea campaniei electorale, respectiv de ieri de la ora 7, este interzisă. Potrivit deciziei numărul 4546 din 2014 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, în România, rețelele de socializare sunt considerate spațiu public, deci este interzisă continuarea promovării electorale, inclusiv pe aceste rețele. Precizăm că în cursul zilei de ieri au fost aplicate sancțiuni pentru continuarea propagandei electorale, în majoritate avertismente, reprezentanților și simpatizanților mai multor formațiuni politice și ai unor candidați. Nu au fost candidați sancționați. În continuare, fiecare sesizare cu privire la producerea unor incidente electorale va fi verificată cu operativitate, imparțialitate și profesionalism de angajații Ministerului, indiferent de persoanele implicate. Următoarea noastră declarație de presă va avea loc la ora 14. Vă mulțumesc!